Bună tuturor, eu sunt Elena și astăzi voi vorbi despre romanul Cele două Diane, semnat de Alexandre Dumas, tatăl. Având o adevărată însemnătate istorică, romanul se desfășoară în Franța, secolul al XVI-lea, mai exact în curtea regală. Personajele care dau veridicitate acestui roman sunt Henric al II-lea, Diana de Poitiers, o femeie frumoasă, dar foarte rea, și maleficul conetabil de Montmorency, cele trei personaje făcând parte dintr-un triunghi amoros foarte ciudat. Alte personaje istorice care mai apar pe scenă sunt Maria Stuart, generalul de Guise, Caterina de Medicis, Diana de Castro, dar și personajul principal, Gabriel de Montgomery. Gabriel de Montgomery, la majoratul său, află că este ultimul descendent din acea familie care cândva era binevenită la curte, însă în urma unor complicații a fost izgonită. Tot la majoratul său, Gabriel află că tatăl său nu este mort, ci ținut prizonier. Tot atunci, prietena lui din copilărie, Diana, care pe parcurs devine Diana de Castro, află că este fiica nelegitimă a lui Henric al II-lea și în acel moment cei doi prieteni din copilărie se despart. Gabriel pleacă în armată, iar Diana pleacă la Louvre. După o perioadă de timp, Gabriel se întoarce în Paris pentru a aduce omagiu regelui, prezentându-i steagurile orașelor cucerite. Tot atunci are ocazia să o vadă din nou pe Diana, prietena lui din copilărie, dar și femeia pe care o iubește. Gabriel își ia un nume fals și află că dispariția tatălui său este un mister. În spatele acestei dispariții stau personaje importante, de aceea Gabriel trebuie să acționeze cu foarte multă grijă. Finalul romanului este unul trist, dar în același timp, fiind bazat pe fapte istorice, este unul așteptat, mai ales dacă sunteți familiarizați cu istoria Franței. Mie personal mi-a plăcut foarte mult personajul principal. Să recomand această carte dacă vă place iubirea, istoria, trădarea și multitudinea de sentimente plasate pe o scenă. Deoarece citind această carte te simți ca un spectator la o piesă de teatru. Nu seamănă deloc cu o lectură lipsită de dialoguri sau de descriere. Dar are loc un schimb intensiv de replici, ce te face să pătrunzi în scena respectivă. O scenă care mi-a plăcut mie, pe lângă dragostea lui Gabriel pentru Diana de Poitiers, a fost dragostea regelor delfini, care fac parte din familia regală, însă nu au deloc calitățile pe care le au, de exemplu, Diana de Poitiers sau ceilalți regi. Povestea celor doi îndrăgostiți fiind comparabilă cu una dintre poveștile de dragoste ale lui Shakespeare. De ce romanul se numește Cele două Diane? Probabil că v-ați prins, deoarece avem doi poli opuși, Diana de Poitiers crudă și malefic și Diana de Castro, firavă și foarte bună la suflet. Între cele două personaje feminine are loc o relație nu tocmai plăcută, dar foarte interesantă și spre sfârșitul cărții se dezvăluie de ce. Per total, aș putea spune că este un roman interesant, tipic cavaleresc, cu figuri istorice mai mult sau mai puțin modificate, aventuros. Dacă vă place acest gen de roman, vi-l recomand cu cea mai mare plăcere. Atât pentru astăzi, pa!